Se pare că se întâmplă ceva cu Iuliana, nu are o stare de spirit foarte bună, era cu Andrada în bucătărie, a început să plângă și Andrada a luat-o în brațe. Vorbea foarte încet Andrada și nu prea se înțelegea ce spune, dar am înțeles că ea a zis că o să găsească un partener potrivit pentru ea. Mă îndoiesc că ar plânge Iuliana doar din cauza faptului că poate simte că nu s-ar potrivi cu nimeni de acolo. Oricum totul este încă foarte devreme pentru a se pronunța cineva. A apărut și Maria în bucătărie, ea era cu dista spunând că s-a depășit bugetul cu 160 de lei și trebuiau să mai taie de acolo. Iar apoi a întrebat-o pe Iuliana ce s-a întâmplat, ce are... Ea a zis că nimic și au continuat să vorbească despre buget. Spunea una dintre fete că ar trebui să taie țigările.